Doamnelor și domnilor, începe o nouă ediție delicioasă de divertisment alături de Cătălin Măruță. Așa e, băina Pepe, bună ziua, bună ziua, o nouă ediție de divertisment delicioasă și pe primul loc la audiență. Ciuca, ai văzut audiențele ieri? A fost bine de tot, nu? Nea Vasile, bună ziua și lumea tale! E și Nea Vasile aici, oameni buni, pentru că avem Cozonacul de Aur și Nea Vasile este șeful cozonacilor pe România și ca orice jurat care se respectă vine înainte de emisiune ca să simtă atmosfera, să ia pulsul la ce se întâmplă aici. Oameni buni, atenție mare, pozașule, ai grijă că astăzi este ziua bebelușilor hrăniți cu lapte de mamă. În prima fază mi s-a părut un fel de discriminare, dar m-am documentat și am aflat că ziua se sărbătorește pe undeva printr-o junglă africană, așa că am lăsat-o așa. Tocmai am discriminat și eu. Nu asta mi-a fost voința, serios. Cât despre laptele de mamă, știm cu toții că reprezintă combinația perfectă de proteine, grăsime, vitamine și carbohidrați. Nu există un aliment mai sănătos pentru sănătatea bebelușului. Dar ce te faci când, de exemplu, ciucă, bebelușul are 45 de ani? Nu tu, bebelușul, în general. Bebelușul, 45 interes. De ani. Ei bine, iată, șef Adad a descoperit lapte matern în frigiderul lui Cornel Păsat. Da, e lapte folosit de el. De Cornel Păsat, eu am crezut că e pentru copil. Mă rog, coregraful a recunoscut că e pentru consum personal. Noi am zis, asta e, aflăm și noi mai multe astăzi. Și aflăm îndată de ce bea Păsat lapte de mamă. Până atunci invit în platou un tată și o mamă de pus în ramă, ca să iasă rima. Dana Nălbaru și Dragoș Bucur! Ramă! Bună, Dana Bucur! Salut, Dragoș! Tânăra familie, vă rog frumos, poftiți pe canapeaua noastră. Avem un par cu apă, un măr, o cafea, tot ce doriți. Ce faceți? Bine, tu? Deci, bine ai revenit, Dana, la noi la emisiune, pentru că am povestit data trecută și ne-ai spus că avem niște lucruri de povestite despre partea muzicală și, bineînțeles, domnul Dragoș Bucur, bine ai revenit, mai Dragoș! Bine te-am regăsit, și bine te-ai întors la Visuri la Cheie! I-am avut pe arhitecție săptămâna trecută, gașcă nouă! Și au zis ceva din casă? Au zis că ești băiat mișto, ceea ce știam. Asta știe, da. Da, exact, asta știam. Succes! Să fii. Succes cu noul sezon și multă baftă. Ați început filmările, nu? Da, avem deja, nici nu știu, cred că 3 săptămâni. Filmăm de ceva timp, da. De 3 săptămâni și cum e energia? E foarte bine. Oameni ok. Cei noi pentru mine, da. Vechi pentru voi. Ne înțelegem, cred că lucrurile o să funcționeze așa cum trebuie. Haide, că abia așteptăm cu toții Visuri la Cheie, un nou sezon unde oamenii o să aibă parte de lucruri fenomenale, pentru că practic li se schimbă viața multora dintre ei. Adică, dintr-o dată, ai o casă și o altă viață. Corect. Corect, nu? Dar și la viața voastră s-au întâmplat lucruri frumoase, mai ales că aveți un proiect împreună. Despre ce este vorba? De ce te-ai uitat la el? Trebuie să întrebi la el. Da, n-am discutat înainte dacă o să spunem anumite lucruri, dacă vorbim despre aceleași lucruri în contextul ăsta. Ar fi trebuit să avem ăsta. O strategie, da, de marketing, să venim ce zici tu, ce zic eu. Nu, am zis, hai că ne credem în Cătălin. Avem un proiect nou, nu? Proiectul este nou, da. Să zicem că astăzi este, proiectul este al meu, se numește Redescopere Iubirea. Astăzi avem lansarea oficială a acestuia, aici la tine. Da. Am început anul trecut cu niște conferințe și încep să-l dezvolt. Astăzi, după emisiune, dăm click acolo în YouTube să vedem primul videoclip cinematic, așa se numește, nu? Te-ai uitat, care, la regizor, la actor, la el, cinematic. Că, da. am lucrat 4 piese acum jumătate de an, uh-huh. Și prima dintre ele o să poată fi ascultată astăzi. Și o să se găsească pe canalul tău de YouTube? O să se găsească pe canalul de YouTube Redescopere Iubirea, așa se numește campania asta pe care am început-o. La mine pe Facebook o să existe promovare, dar ce voiam să zic este că Dragoș într-adevăr m-a ajutat și el a regizat filmulețul ăsta, da, care e foarte fain așa, are o poveste foarte frumoasă. Este vorba despre iarna vieții. Hai că o să-l vedem, nu? O să-l vedem și noi? Nu știu dacă îl vedeți. Apar, ba da, nu știu. Vedem, l-avem pregătit să-l vedem. Da, așa, sigur, câteva imagini din el, sigur. Sigur e cam nu o să-l lung. Vedeți pe tot. Cât are tot? 10 minute jumate. Da? Nu pe tot, dar o să vedem câteva imagini ca să devenim curioși și să apese, cum zicea și Dana ceva mai devreme, după aceea pe YouTube butonul ca să-l vadă oamenii în întregime. Și cum a fost să lucrezi cu el, regizoare? Nu știu, pentru el cred că a fost foarte ușor să lucreze cu mine. Pentru mine a fost îngrozitor să lucrez cu el. Stai puțin să înțelegi, nu? Că nu e un videoclip.
Da, e un film, de fapt. Adică a precizat Dana ceva mai devreme, s-a uitat la tine și a zis cinematic. Ea a fost, Dana în situația asta a fost clientul, adică ea nu a jucat în clip, nu a cântat efectiv în filmurile. A venit și a spus, așa aș vrea să fie acest film. Practic, da, e un soi de debut al meu în regie, pentru că eu consider videoclipul ăsta cinematic un film. Este un film de 9 minute jumate cu doi actori extraordinari. Înseamnă că și bugetul a fost acceptat pentru regizor. Dacă zic că e debutul lui, adică... Mi-am luat sacou nou. din banii de regizor mi-am luat sacou nou. Primul sacou, da, așa. Și... Și totul e foarte bine. Eu sunt foarte mulțumită de ce a ieșit. Astăzi, acum înainte de a veni la tine, am văzut varianta finală pentru că au fost ceva probleme tehnice pe partea de sunet când am terminat de montat și sunt foarte încântată. Este fix ce am vrut să iasă, chiar dacă eu nu apar și filmulețul spune povestea a doi oameni ajunși la vârsta a treia. Este parte din patru piese. Noi începem, ar fi trebuit să încep cu Primăvara, care spune o poveste despre copilărie, iubirea în copilărie, acum. Nu știu ce, dar am început cu Iarna, încep în ordine inversă și asta pentru că mi se pare că lumea, societatea asta în care trăim, privește oarecum, așa, nici nu știu dacă să zic la mișto, faptul că bătrânii încă mai au nevoie de afecțiune și bătrânii nu, devin... Nu, nu e adevărat. Nu? Nu. Adică cel puțin eu am aici, donez în fiecare lună pentru bătrânii singuri. În același timp, Panduțu a venit la un moment dat cu un documentar făcut despre bătrânii care au nevoie de o linie telefonică ca să aibă cu cine vorbi, pentru că atunci când sunt singuri trec zile întregi în care ei nu vorbesc cu nimeni. Ei. Eu am fost crescut de bunici, adică pe mine mă sensibilizează subiectul ăsta și mă bucur că l-ai abordat. Mi se pare că odată ajungi la vârsta a treia, oamenii devin spectatorii vieților celorlalți și că a iubi, a avea un partener de viață și a avea parte de afecțiune din partea acestuia strânește oarecum zâmbete în colțurile buzelor celor mai tineri. Și am început cu Uitarea, că așa se numește acest filmuleț, tocmai pentru a trage un semnal de alarmă vis-a-vis de faptul că bătrânii au nevoie de afecțiune, de susținere, de alarmă, că de viață. Ne ajungem și noi în, da, nu neapărat din cauza aia. Asta. E... Știți ce spun eu tot timpul? Că ușor, ușor ne apropiem, da? Exact. Nu suntem chiar acolo, dar ne apropiem. Ce pot eu să le spun tinerilor este că aproape toate nebuniile pe care le faceți voi acum, în prezent, și care credeți că sunt super originale, le-am făcut deja. Adică, dar ce ți-a zis Sofia cu câteva zile? Da, m-a întrebat Sofia despre un prieten de al nostru comun și mi-a zis, e tânăr sau e de vârsta ta? Da, a fost drăguță. Dar nici nu și-a dat seama, a fost așa de natural. Și răspunsul care a fost? Pauză, ce pot, încercam să-mi dau seama dacă glumește sau e pe bune. Nu, era pe bune. Tânăr sau de vârsta mea? Ia zic că e de vârsta mea. Haideți să ne uităm și noi puțin la aceste imagini din acest proiect făcut de Dana Nălbaru și îl puteți găsi pe YouTube, exact cum ați auzit ceva mai devreme, da? Haideți să vedem imagini și mai povestim. Și vine o zi când simt că nu mai am putere. Mă opresc de tot și nu mai simt durere. Mă uit la mine să văd cine s-a-s. Un om mai bun, un om mai treaz. De mână-ncă mă ține dragostea de o viață. Trezește-mă cu ea în fiecare dimineață. Șoptindu-i la ureche să-i spun tot ce simt. Când mâna mea alunecă pe părul ei cărunt. Mai lasă-mă. Yeah.
Povestea acestui scurtmetraj o puteți vedea integral pe YouTube. O să fie activă în câteva... În câteva minute, în după ce ies de la tine. Perfect. Nu, lasă că îi dau eu acum. Îi dai tu? Este, lasă că știu eu. Dacă nu avem marketing... Vezi, Dragoș, de ce trebuie să fim înainte. Da, exact, asta vreau să zic. Acum dau. Acum. Asta e, mă, gata. Perfect, e activ. Deci căutați pe YouTube, mai spune-ne odată cum să găsească lumea exact. Piesa se numește Uitarea, puteți să căutați Redescoperă iubirea, capitolul 4, Uitare. Este primul film dintr-o serie de 4 care prezintă cele 4 etape ale vieții. Bătrânețea, în ordine invers, am luat-o noi. Ana Aslan, da. Și aș vrea, pentru că n-a apucat Dana să zică și n-am apucat nici eu, aș spune așa oficial mulțumirile, cum se zice? Aș mulțumi. Aș mulțumi direct și oficial Florentinei Tănase și lui Marian Râlea. Doi actori impecabili. Și Dragoș Bucur, regizore. Regizore, mulțumesc imediat. E mai greu să regizezi decât să joci? A fost și colegul meu, Dorian Boguță, pe platou. Mai îmi dădea câte un sfat așa și mi-a spus la un moment dat că dacă o să fac vreun film vreodată, voi muri până la sfârșitul filmărilor. S-a stresat, ai fost foarte drăguț. Da. Eu vă mulțumesc că ați trecut astăzi pe la noi. Să aveți baftă cu proiectul. Mulțumesc. Dragoș, te așteptăm și cu echipa Visuri la Cheie. Dana, te așteptăm să vii să ne și cânti. Să știi că am vrut să vin cu Cadri, că a rămas cu mama lui Dragoș. Dar ne-am gândit că te complexează. De ce? E mai deștept ca toată lumea. Și eu m-am obișnuit să mă complexeze, da? Nu, data viitoare. Bine, vă așteptăm cu mare drag. Mersi. Mă bucur că sunteți bine. Mulțumim mult de tot. Dăm voie să te pup, Dana. Multă baftă și vă mai așteptăm cu drag. Mersi. Mersi mult de tot. Vreau să spun ceva, adică arată Dragoș impecabil, adică deloc burtică, e Cătăline așa de drăguț, a spus de Dragoș că arată impecabil. Mie nu mi-a zis nimic. Pentru că tu oricum arăți impecabil. Iubire, cum îi auzi iubire? Zic eu, iubire. Ție ți s-a mai spus că semeni cu tipa de a jucat în House of Cards? În, Da, mi s-a spus, no? Da. Bă, vezi, mă, ce acum? Am și eu ochiul. Perfect, să aveți baftă și mulțumim mult de tot. Pe unde ieșim? Pe acolo? Pe drum, uite, pe autostrada asta. Mulțumim unei familii foarte frumoase, Dragoș Bucur și Dana Lălbaru.